La Giurgiu vremea este frumoasă, sunt 10 grade, vreme bună de fotbal, gazonul nu arată prea grozav, terenul nu este tocmai îngrijit, sperăm să vedem totuși un meci bun. Academica Clinceni întâlnește pe FCSB, nu că ar fi o condiție obligatorie. O pasă bună pentru Cordea, excelentă pasă cu exteriorul și înscrie Cordea, 1-0, gol marcat rapid în minutul 5, pasă excelentă, dacă nu mă înșel, a lui Olaru. Cordea înscrie, iată, și în poarta celor de la Clinceni, o făcuse și în poarta FCSB-ului pe când juca la Clinceni. Excelent, pasă cu dreptul, cu exteriorul, pasă care lasă singur pe Cordea cu portarul, într-adevăr, Olaru. Olaru dă o pasă magnifică, cu preluare cu tot, și Cordea îndeplinește o formalitate. Olaru, excelentul Olaru, ce pas a putut să dea, mingea ricoșează, ricoșează bine și este gol, 2-0, scrie Tănase, a fost șutul lui Cordea, mingea respinsă cu piciorul în transversală de portarul Ureche. Tănase punctează, dă cel de-al 10-lea său gol în această ediție de campionat și este primul în 2022. Mihai Stoica și ofițerul de presă, Cătălin Făiniș, relaxați. Meciul are o singură direcție, spre poarta Clicenilor. Tănase face 2-0 înainte să intrăm în minutul 21. Iată șutul lui Cordea, intervenția lui Ureche și mingea care se duce în capul lui Tănase, nu, n-a atins transversala balonul, din piciorul lui Ureche mingea capătă această traiectorie atât de favorabilă. Liga regională a Franței, centrare către Cimov și apără Vlad acolo. Crețu cred că își servește, da, își servește adversarul. Iese Vlad și îi închide unghiul lui Gogov. Din cap mingea lovește mâna lui Crețu. Moulin, Algul, Holtzmann, foarte bine construită această fază. Holtzmann! Nu a fost Moulin. Foarte frumoasă fază, bine articulată, bine gândită. Să vedem ce se întâmplă mai departe cu Tănase, centrând pe jos. O, ce reluare frumoasă a lui Olaru. Olaru deviază balonul în transversală. Centrarea lui Tănase, Olaru obține prin planul. Deviază frumos. Ureche este învins, dar e salvat de transversală. Faultul asupra lui Miron și atel pe Iani Stoica. Foarte bine angajat. Intră în careu. Driblează, șutează și este penalti. Penalti și cartonaș galben primit de Cimovs. Mingea l-a lovit în mână pe stopărul ceh la acțiunea lui Iani Stoica. Da, brațul depărtat de corp, aproape că îi smulge mâna din umăr. Șutul tare al lui Iani Stoica. Și tânărul de 19 ani deja își pune aprenta pe joc. Așa face și acum și trage pe mijlocul porții. Riscant, a tras pe mijlocul porții. Ureche a plonjat în dreapta sa. Păcălit Ureche de Tănase. FCSB face 3-0. Tănase dă golul cu numărul 11 în acest sezon de Liga 1. O dublă a lui Tănase. Dar niciun dubiu la hands-ul dictat de Florin Andrei. A avut noroc totuși, a avut noroc Tănase, pentru că efectiv trage după portar. Urlacu la margine, însă sunt doar doi jucători de la FCSB, e penalti. Nu, se pare că este cartonaș galben. Așa apreciază Florin Andrei.
arbitrul acestei partide. Probabil că Burlacu s-a agățat de piciorul adversarului. Acceptă decizia. Cartonaș galben pentru simulare. Hai să vedem reluarea. E penalti. Ia. E penalti acolo. Ori nu văd eu bine. Foarte bună combinație, Tănase pentru Tănase. Și reușește să respingă Iana să scoată mingea din piciorul lui Wide, care se pregătea acolo să facă 4-0. Intervenție bună a lui Ureche. Iată-l pe Tănase. Jucat intens de coechipierii săi. Bine, acolo este și Tănase și probabil din acest motiv multe dintre acțiunile FCSB-ului sunt în flancul drept. Wide. Burlacu îi face loc Iani Stoica. Burlacu trece, încă un dribling și este o lovitură liberă însoțită de cartonaș galben, lovitură peste gleznă primită de Burlacu, iar cel avertizat cu al doilea cartonaș galben este toporul Sterian, care părăsește terenul după puține minute. Galben